Descoperire, răpirea bisericii și necazul așa de mare. Domnul se afla lângă mine și mi-a spus, așa ar arăta răpirea dacă ar avea loc chiar acum. Apoi mi-a fost posibil să văd tot pământul și minunatul și frumos Duh Sfânt. Am văzut un fum intrând în biserică și el m-a înconjurat. L-am întrebat pe Domnul, ce este asta? El mi-a zis, aceasta numesc eu răpirea. Am văzut cum oamenii au spart ușile bisericii, au intrat în ea și au strigat, unde sunt copiii mei? Au dispărut toți. Toți copiii de pe pământ nu mai erau, deoarece Domnul nu va lăsa nici măcar unul din ei în urmă. Primul care a pășit în biserică a fost dirijorul corului. El a strigat, unde este biserica? Eu am fost lăsat, i-am rămas aici. Apoi l-am văzut pe păstor și mulți alți frați și surori. Ei plângeau. Am fost lăsați. Mulți păstori, soți și soții, îi căutau pe cei dragi, iar oamenii din biserică le răspundeau, cei dragi vouă nu sunt aici. Domnul i-a luat. Apoi oamenii plângeau. Atunci este adevărat, Iisus a venit și și-a luat mireasa. Oamenii plângeau și se voitau. Ei își doreau să fi crezut în Domnul Iisus. Oricine nu crede în Iisus ca salvator și nu se lasă călăuzit de Duhul lui Cel Sfânt, e pierdut. Am văzut mulți oameni și păstori plângând, iar oamenii îl provocau pe păstor. De ce nu ne-ai spus adevărul? De ce nu ne-ai învățat sfințenie și nu ne-ai prevenit? Este numai vina ta că a fost lăsat în urmă. Mulți fuseseră lăsați în urmă deoarece nu duseseră o viață sfântă. Noi trebuie să învățăm sfințenia adevărată și trebuie să îndemnăm pe oameni să se pocăiască și să se lase de păcate. Am văzut cum oamenii îl băteau pe păstor, îi smulgeau părul și îl devorau. Păstorul plângea și implora pe oameni să nu-i facă rău. Ei însă nu mai ascultau, deoarece erau demonizați. Comunități întregi fuseseră lăsate în urmă. Am văzut cum un frate încerca să-și scoată un ochi. Așa de disperat era, oamenii se vor da cu capul de dușumea, de pereți, deoarece nu vor putea înțelege că Domnul Iisus este singurul răspuns, deoarece vreau să trăiască mai curând în păcate și răutăți și să-și hotărască singur viața. Oamenii se vor tăia singuri, își vor lovi capetele până li se vor sparge craniile și vor cădea la podea. Sângele va curge ca râuri prin biserică din cauza oamenilor care se vor răni singuri. Apoi am văzut un tânăr care striga către Domnul, te rog, Doamne, ia-mă cu tine. Însă era prea târziu. Iisus venise deja și-ți luase biserica în primire. Am căzut la podea deoarece am văzut multe alte lucruri îngrozitoare. Domnul Iisus mi-a spus că în necazul așa de mare de 7 ani vor fi probleme așa cum nu au mai existat niciodată până atunci pe pământ. Eu am întrebat, de ce se mai ridică oamenii după ce s-au rănit atât de grav? Domnul Iisus a răspuns, deoarece oamenii vor râvni după moarte în această perioadă, dar nu o vor găsi. Moartea va fugi pe pământ. Eu l-am întrebat pe Domnul, de ce au rămas acești oameni în urmă? Iar Domnul mi-a spus, deoarece eu îi cunosc, eu le cunosc inimile. Domnul ne cunoaște, El ne cunoaște inimile la toți. Am căzut pe podea și aproape că mi-am pierdut cunoștința. Domnul Iisus mi-a spus, am vrut să-ți arăt asta ca tu să poți să-mi previi biserica și să-i poți da și speranță. Spune că dacă oamenii se pocăiesc acum, eu îi voi ierta, acum încă mai au timp să facă asta. Eu voi face ceva măresc pe pământ. Vă rog, deschideți-vă ochii. Biserică evanghelică, pune-le oamenilor mei că dacă ei îmi cer iertare, eu îi voi ierta. Amin.